Bună seara și bine v-am regăsit! În a... Continuăm studiul epistelelor și al teologiei Noului Testament cu un subiect care este vital, important pentru religioși și nereligioși. Anume, aș vrea să discutăm în această seară un subiect tabu. Acest subiect tabu este natura puterii pastorale, puterii pastorului. De ce este tabu? Pentru că dacă acest subiect este analizat Ajunge la concluzii destul de neortodoxe și destul de inconfortabile și îngrijorătoare. Puterea pastorului în Noul Testament este bazată sau este o derivată din puterea lui Isus. Și puterea lui Isus asupra omului, asupra individului, se bazează pe faptul că Isus a murit pentru el. Și că atare toată viața individului aparține lui Isus și toată viața comunității aparține lui Isus. Așa că puterea lui Isus nu este limitată de lege, puterea lui Isus este, este dincolo de lege. Deci, argumentul pe care, cu care sunteți foarte familiarizați, probabil, cei care a scris într-o cultură creștină, este nu fac cu tare lucru ca să nu super pe Isus, nu mi trebuie să care e legea. Mă să nu super pe Isus, eu nu sunt un legalist. Acum, teologia Noului Testament este destul de dificil de înțeles la 2000 de ani distanță și sunt convins că cei mai mulți citesc Biblia la suprafață. Dar derivatele ei moderne sunt monstruoase. O să dau un exemplu. Recent, noul papă vrea să o, să o canonizeze pe Maica Tereza pentru că a fost o femeie, care o sfântă care a iubit săracii. Și noul papă, în general, se pare că vrea să-și creeze o imagine de franciscan, de om care iubește săracii, de prelat care iubește săraci și slujește săracilor. Canadeni au făcut un studiu recent de vreo 500 de pagini cu privire la problema altruismului și la Maica Tereza. Și concluziile sunt departe de a fi măgulitoare. Nu că Maica Tereza n-ar fost sinceră, nu că ar fost o fraudă. Uh, ideea că ar fost o fraudă este greșită. Maica Teresa a fost sinceră. Dar Maica Teresa, tocmai din cauza faptului că a înțeles, uh, un anumit concept și l-a implementat este monstruoasă. Și în ce constă acest concept? Uh, o să spun o anecdotă. Se spune că Maica Teresa s-a întâlnit cu o femeie bolnavă de cancer care spunea că suferă teribil de mult. Și Maica Tereza a încurajat-o și a spus uh, înseamnă că Iisus, ești atât de aproape de Isus încât Isus te sărută. Fiecare suferință este o sărutare din partea lui Isus. Iar femeia a răspuns Maica Tereza, roagă de -te la Isus să nu mă mai sărute. Uh, ideea uh, uh, baza doctrinei uh, misionare a lui Maica Tereza era că suferința era un semn al apropierii de Isus și uh, bolnavul care suferă este sărutat de Isus este încurajator, spunea, să vezi oamenii săraci cum sunt de resemnați și mor. Acum am vorbim de resemnare în caz vorbul care fi putut fi tratate și oamenii n-ar fi trebuit să moară. Dacă mor în brațele lui Isus și cum acceptă suferința ca un dar al lui Isus, ca o împărtășire de suferință lui Isus, mă rog, cu Isus în școala suferinței, ideea că relația noastră cu Isus, deci, se bazează pe faptul că a suferit pentru noi și pentru că ne-a iubit atât de mult, noi îi, apar, îi, îi aparținem cu totul și trebuie să-i dăruim totul. Este o idee suplimă și este o idee mare, cu care n-am -am nicio problemă cu aceasta. Dar mă tem că există niște derivate monstruoase sau niște, niște parodii monstruoase ale acestei idei, care s-au dezvoltat în istoria creștinătății, atât religios cât și politic și care, din păcate, ne întreb în viața noastră, și anume faptul că pastorul și, și revendică cumva aceeași, aceeași putere asupra vieții altora. Și faptul că conducătorul politic în Europa, în Vest, în general a mers în, în civilizația creștină, a mers pe modelul pastoral, chiar că modelul acesta este subtil, naște moștri. Vreau să citesc un text din epistola către Filimon, care în contextul istoric sună bine, dar când îl scoatem din context și aplicăm în timpul nostru, pe mine mă sperie. Deci Pavel spune lui Filimon, uh, de aceea, verset 8, de aceea măcar că am toată slobozenia Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Cumva, să fie foarte clar, Pavel nu are o doctrină explicită împotriva sclaviei. Dar Pavel uh, îi poate porunciul lui Filimon să elibereze sclavul. Și, în același timp, are putere să-i spună sclavului să se supune lui Filimon. Ceea ce își face, fiindcă îl trimite înapoi la Filimon ca Filimon să îl dăruiască. Deci, aici este vorba despre o putere care depășește limitele legii. Nu este puterea de a aplica, de puterea executivului care o aplică o anumită lege, ci este puterea de a face lege și de a judeca. Merg mai departe, însă, textul cel mai îngrijorător este. Uh, versul 19 eu Pavel voi plăti în scriu cu mâna mea ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie tu însuți te datorezi mie pentru că pastorul este cel care își jerfește viața pentru comunitate și veți spune stai puțin de unde până unde eu vă spun că aceasta este imaginea, acesta este modelul moștenit și o să vă demonstrez pentru că pastorul cel care se jerfește, se jerfește viața pentru comunitate. Comunitatea aparține și el are dreptul să poruncească și autoritatea lui se poate aplica la orice domeniu al vieții, la viața intimă, la viața personală, la uh, ce să faci cu banii, la cum să te îmbraci și așa mai departe. Deci uh, pastorul nu trebuie să arate o hârtie, pentru că el te iubește și iubirea lui e atât de mare, uh, această iubire uh, de fapt uh, te, te robește. Alex a scris un editorial, odată dată pe Oxigen, numit Iubirea lui, e mult prea mare, în care a abordat această problemă din punct de vedere psihanalitic. Iubirea care nu este iubirea între două persoane care se plac și care nu vor să strânească unul pe altul, ci iubirea care uh, revendică o uh, ia parții, în mod absolut pentru că ți-a dat cu totul și care practic îți ia libertatea. Și iarăși revin, eu nu am probleme cu Evanghelia aici. Evanghelia este ceva unic în istorie. Și vreau să susțin un subiect tabu, cum am zis, anume că, de fapt, implementarea acestui model în istoria bisericii și în două aspecte în special, în context politic modern și în bisericile pe care nu protestante, este monstruoasă și e nelegitimă. Și vreau să fac puțină istorie, puțină istorie a modelului pastoral. Și aș vrea să încep cu înainte de Hristos. Vă reamintesc întâmplarea cu Brutus, care și-a, țineți minte că am spus despre Brutus, care și-a executat fi, fiind consul în anul acela, și-a executat fi pentru că cei doi fii au încercat să reînființeze monarhia. În mod foarte ciudat, Brutus, urmașul lui Brutus, deci din, din urmașul lui numit tot Brutus și nepotul lui Cezar în același timp, a fost cel care a unul dintre lui Cezar, pe același motiv că Cezar încearcă să desfințeze Republica. Dar Brutus, după când și-a executat fiii, a spus că executându-și fiii, el, de fapt, a adoptat Roma tot poporul roman ca fii ai săi. Acum este aici un aspect întunecat al acestei relații sublime, deci Brutus în numele Republicii își sacrifică fii și adoptă poporul roman ca, ca fiul al său, sau pe fiecare roman ca fiind fiul său și pe fiecare romană ca fiind fiica sa. Dar care este partea întunecată? Tatăl în Roma avea drept de viață și de moarte asupra fiului. Și acest drept nu era uh, îngătit de nicio lege. Deci nu era nevoie, am mai spus-o și -o repet, nu era nevoie ca fiul să fie vinovat. Tatăl își putea omori soția pentru adulter sau fica, dacă îl dezonora, dar nu putea urmări pe fica lui sau pe soția lui în mod gratuit. În principiu, chiar și în privința sclavilor, existau, până avea drept de viață și de moarte asupra sclavului, dar Într-un anumit fel, existau mai multe restricții în, cu privire la dreptul asupra vieții sclavului decât asupra vieții fiului. Tatăl putea să omoare fiul, fără nicio explicație, fără motiv. Deci, dacă își omorau un sclav, măcar trebuia să dea o explicație. Dar îl putea omorâ pe fiul său fără motiv. Așa că adoptarea Romei are un aspect sinistru. Și acest aspect nu a fost exploatat de Brutus, dar a fost exploatat de Cezar și de Augustus și de celelalți imperatori își uh, vreau să dau un exemplu similar uh, de fapt, repet dar e foarte, foarte relevant, foarte pertinent în contextul acesta uh, când uh, fiul lui Stalin Vasile a fost la prizonier regula era, așa cum știm din istorie, că dacă cineva era luat prizonier trebuia să încerce să evadeze și dacă, nu încerca, să evadeze, dacă încerca să evadeze și reușea să evadeze sau murea în încercarea de a evada familia lui era iertată dar dacă Prizonerul sovietic se complăcea în prizonierate. Familia lui suporta represale, era a dus în gurac. Așa că fiul lui Stalin Vasile a fost la prizonier și nemții au venit la Stalin, mă rog, au trimis un intermediar dintr-o țară neutră, un agent, să facă, să tocmească eliberarea a doi general germani pe Vasile. Și Stalin a răspuns rece, nu se schimbă doi generali pe un ofițer. Vasile a încercat să evadeze și a murit electrocutat. Dar uh, aspectul sinistru este că în momentul când Stalin a spus nu să schimbă doi generali pe un ofițer și ofițerul acela locotenent era, uh, era chiar fiul său, practic uh, el de fapt și-a dezlegat mâinile să terorizeze orice ofițer și orice soldat armate roșii. Uh, pentru că dacă a fost exigent cu fiul său, avea un motiv sau o rațiune, pus să fie exigent față de ceilalți. Un lucru interesant este că atunci când Constantin s-a convertit, a făcut o mișcare politică foarte, foarte importantă în istoria politică a vestului, în sensul că Constantin a adoptat motorul pastoral. Și atunci încolo modelul pastoral a rămas în politica europeană și mai și americană. În sensul că Constantin s-a numit pe sine Iza Apostolos, adică egal al apostolilor. Și fiind uh, egal al apostolilor, uh, așa cum știm, imperatorul avea uh, drepturile limitate de lege. Acum că imperatorul care era comandatul suprem al armatei, uh, călca legea și uneori uh, sucea la spate mâna senatului. Este un fapt istoric. Au fost împărați bun și împărați răi. De fapt, cuvântul împărat este puțin, puțin uh, înșelător aici, fiindcă imperatorul nu era împărat cuvântul împărat din de la imperator. Dar împăratul nu era rege, nu era monarh. Era uh, comandatul armatei și care era, în comandantul Imperiului. Uh, însă, Constantin uh, și-a lua niște drepturi care depășeau uh, aspectul legal care limita puterea imperatorului. Și repet, indiferent dacă imperatul sucea sau nu mâna senatului la spate, senatul exista via drepturile lui și Constituția Republicii Romane limita puterea arbitrară a împăratului. Constantin însă s-a iz apostolos, s-a prezentat în calitatea unui apostol. Și această putere, putere de apostol i-a dat drepturi nelimitate pe care nu le-au avut imperatorii dinaintea lui. Un uh, exemplu în implementarea acestui puteri în, în, vest, pentru că papa și regii Europei au fost de fapt uh, entități diferite, uh, care erau în conflict de multe ori, rivalizau pentru putere. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, dar în Bizanț și în țările române care a fost Bizanț după Bizanț, cum spunea Iorga, uh, modelul lui Constantin a fost care s-a implementat. Bazileul era egal apostolilor. Deasupra Bisericii și deasupra uh, dreptului civil. Și, interesant că în țările noastre, uh, Domnul este numit Vodă, De la Voda, în slavă, care se numează apă. Și se vede vale clar că apa este un simbol cristic. Iisus este apa vieții. Deci, uh, Voivodul român se consideră apa vieții. El este reprezentatul Iisus. De aici se spune Vodă, apă, Voivod. Uh, Acum, interesant că în istoria noastră există o idealizare a voievodului. Vorbim de Țepeș, de Mircea, de Ștefan, de Mihai, martirea neamului. Dar, de fapt, dacă suntem puțin realiști, modelul tipic al domnitorului român este Alexandru Lăpușneanu, din novela lui Negruții. Cel care este arbitrar, sângeros, criminal. Acesta este, de fapt, este întotdeauna este caracterul unei monarhii care nu este limitată de niciun fel de lege sau niciun fel de datină. Um, un aspect interesant, lui Ludovic al XVI-lea, care a fost executat, um, um, ce care adus au dus la ghilotinel au, au vrut lege. Și Ludovic s-a împotrivit. Uh, și s-a întors cu fața spre preotul catolic care l-a asistat la și a ca Du Duhovnic al lui. Așa că preotul a spus: Mai este Singurul lucru care vă deosebește acum de Hristos este faptul că nu sunteți legat. Dacă veți fi legat, veți fi întru totul ca Hristos. Deci, observați că Ludovic al XVI crede în dreptul divin și el se consideră un păstor al poporului. Și uh, caracterul absolutist al Monarhiei. Este, de fapt, un model pastoral, nou testamentar. Așa că, atunci când moare pe șafot, el nu se răzvrăge de tronat. El se consideră un păstor care moare pentru ele sale. Cu ultima lui ocazie, el se roagă ca sângele lui să nu cadă asupra poporului. Și, când este legat, este într-adevăr cu totul ca Isus. Ironic este faptul că, dacă trecem la celălalt pol la Revoluției Franceze, Vă recomand să cutați pe Google Images, uh, tabloul lui David, pictorul francez din timpul Revoluției franceze, uh, moartea lui Marat. Și de ce? Pentru că este foarte interesant că, deci, dacă Ludovic al XVI-lea pretinde că e monarh de drept divin și moartea lui este un martiraj, ca atare, îl moare pentru popor, este interesant că Marat, care este dintre cei care au semnat condamnarea lui și care este vinovat, are mine pline de sânge în timpul domniei teroarei. Este unul dintre capii aripei radicale a Revoluției franceze. A fost asasinat de o femeie care se săturase de atâta crime și sânge și s-a adus în audiență la el și l-a înjunghiat, marat își primea audiențele în baie, mă rog, bineînțeles că baia era acoperită, din cauza că avea o boală de piele de pe vremea când locuia în canalul din în canalul de substrăzile pariziene, pe care foarte mulți scritori l-au popularizat și filme și așa mai departe, printre altele mizerabile lui Victor Hugo. E bine, dacă vă uitați la acest tablou cu atenție, veți observa că, de fapt, David imită silueta lui Isus din pieta al lui Michelangelo. Și ideea, de fapt, care o comunică este că Marat este el însuși reprezentat al lui Isus. Așa că se pare că, de fapt, revoluționarii iau modelul, modelul pastoral de la rege și îl transferă asupra lor și acest model justifică vărsarea de sânge din tipul domniei de teroarei, cu toate că au vărsat foarte mult sânge și mult sânge nevinovat și au făcut multe omoruri gratuite. Ei sunt iertați, ei sunt justificați, pentru că și-au dorit toată viața poporului și-au dorit toată viața revoluției și că atare au niște drepturi asupra poporului, un drept care va fi redevendicat de Lenin, de Stalin, de Hitler și de alți dictatori în secolul 20 până în secolul 21. Acest model în general este căutat și mimat de fiecare politician în timpul nostru. Și din cauza aceasta o abordare critică a modelului pastoral al Noului Testament, este, 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 foarte importantă. Uh, pentru că este un model subtil care a mult, uh, care legitimează uh, asaltul asupra individului și luarea libertăților individului. Uh, este, are o aureolă uh, în sensul că, indiferent dacă vorbim de Stalin, de Lenin, de Hitler, de alții, de Marat, de Ludovic al XVI-lea, e vorba despre despre modelul lui Hristos care se jertfește și care revendică loialitate de plină. Și dacă vezi modelul lui Pavel, care este ambasadorul lui Isus și care s-a în întotdeauna ca Isus și revendică această loialitate de plină. Nu am nicio problemă cu Isus și cu Pavel, dar prima mea îndoială o am că există vreun pastor sau vreun politician. Mă rog, diferența nu este chiar de mare între cele două clase. De exemplu, pasul și politician care, într-adevăr, s-a dăruit cu totul. Și a doua întrebare care mi se pare și mai pertentă este și dacă s-a dorit cine a dorit să cine a cerut să se dăruiască. Eu am cerut nimănui să-și dăruiască viața lui mie, să-și sacrifice, să-și dăruiască viața uh, pentru mine. Înțeleg că am avut nevoie de Isus să fiu mântuit, înțeleg că am avut nevoie de Pavel. Uh, și dar spun și eu ca uh, demonii, care au răspuns exorciștilor iudei. Pe Iisus îl cunoști de Pavel, am auzit, dar voi cine sunteți. Așa că întrebarea este, e legitim pentru un conducător religios sau politic să revendice această, acest tip de autoritate pastorală în timpul nostru? Adică a fost legitim pentru biserică. Catolic, ortodoxă, bisericile protestante această relație de ascultare de plină. Bun, au fost faze în istoria bisericii când modelul acesta a fost oarecum moderat, implementat. Dar vreau să mă refer în mod special la felul cum este implementat de neo neoprotestante, pentecostale, baptiste, adventiste. În unele mai moderate, alții mai puțin moderate, marturile Hova iarăși, la mormoni, unde Imaginea pastorului este cea a unuia care se jefește pentru turmă, care dă, nu numai că dă totul celor din turmă, dar el este, de fapt, cel de care ei depind în mântuirea lor. Păstorul față de oaie, mă rog, are relația inteligenței față de ființa brută. Și ca atare, oaia are nevoie de păstor, fiindcă este un animal prea prost să poată supraviețui singură. Așa că păstorul vis a -vis de turmă își poate da viața pentru turmă dacă e păstorul bun. Dar cert este că el are o autoritate care se dată de faptul că e o ființă inteligentă și turma este ca animal domestic, e handicapat. Întrebarea este dacă această relație totuși este legitimă, mai ales în moderne. Între pastor și, și turma lui. Deci, poate el pretinde o ascultare oarbă și control asupra oricărui aspect al vieții. Aici, uh, uh, n-aș vrea să mă bag într-o analiză a uh, textelor din Noul Testament care se referă la relația pastorală între Pavel și creștini sau relația lui Isus cu ucenicii, pentru că scopul meu este mai degrabă să uh, analizez implementarea istorică. Ceea ce aș ce vrea să facem este să mergem mai la concret. Să înțelegem cum uh, acest model a fost foarte mult radicalizat în secolul XVII, în uh, aripa noi Reformațiuni, englezești din Anglia, uh, metodiștii și coacării, și apoi baptiștii și prezbiterienii, și, mă rog, celelalte secte care s-au uh, care au, -au desprins din. Uh, aripa puritană a, și din reformațiunea engleză e, și e, să vedem în ce mod acestea au influențat modele sociale și politice în secolul XIX în Statele Unite și în Anglia și în Europa, mă rog, în alt sens. Dar aș vrea să mă opresc aici și să continui această analiză data viitoare. Timpul meu s-a terminat. Vă mulțumesc, vă spun la revedere!